Salut tare tuturor, eu sunt Alex Pe și bine v-am regăsit cu primul unboxing de pe acest canal. După cum vedeți, mi-am luat un trepied, adică l-am primit ca și din Crăciun. Este de la firma Hama, el se numește Hama Star 05. Și hai să vedem ce este în această cutie. Și ne spune că are 36,5 cm și 1,5 m. Da, e 1 metru, ca să spun așa. Pe spate aici este foarte, foarte, foarte multe limbi, adică uitați-vă voi, dar nimeni nu citește chestiile astea. Iar aici pe spate, în partea aceasta, ne spune diferite lucruri despre trepied. Acesta este capul său, sau acesta. Maximul de 16 mm pentru cap. Duce 520 de grame și e foarte portabil. Așa că hai să nu vă mai spun chiar așa de multe chestii. Pe spate e fix la fel ca capacul de sus. Și hai să-l deschidem. Iar se deschide din partea de sus. Bun, nu pot. Dăm asta la o parte. El era îmbalat mai multe chestii, dar i-am scos chestiile. Înăuntru găsim doar trepiedul pus într-un ghiozdaner și hai să vedem cum arată. Pe ghiozdan găsim logo-ul de la firma care a creat acest trepied, Hamas Ro, Hama România. Este un ghiozdan super, super mic. Uitați, astea sunt două care vin în spate. El este negru și este un fel de fâș, auziți? O face și se deschide din partea de sus. Luăm de aici. Pac. Frumos. Îl deschidem așa. L-am scos. Ghiozdanul nu mai vine cu absolut nimic. De când aștept acest moment? Așa arată. Este foarte mic. Prima oară e foarte mic, dar se face de un metru, deci dați-vă seama. Și hai să analizăm un pic cum arată acest trepied. În primul rând, acesta este capul unde se va uni camera de filmat, adică pe chestia asta. Și stați să vă arăt. Uitați, camera de filmat are aici un fel de mufă, care se unește cu mufa aceasta. Vedeți și voi. Fac așa. Acesta este un braț pentru a putea face diferite lucruri cu trepiedul. Și sunt foarte, foarte multe manetuțe, adică asta, asta, asta și asta de aici. Și hai să vă arăt cum se face el super, super mare. Deci, în primul rând, acestea sunt picioarele sale. Dacă facem așa, așa. Dacă tragem un pic de el, vedem că deja se mărește într-un fel. Pac. Are trei picioare, e un trepied normal. Vă las linkul său în descriere. Bun, ca să dăm drumul, tragem de prima clapsa asta. Tragem de chestia asta de aici. Și dacă tragem un pic, se face foarte mare din prima. Dar asta nu e prima parte, putem face, uite așa. Mai tragem. Și uitați deja cât de mare se face. Și dacă vrei mai mare, mai tragi o dată și e gigant. Ca să facem să fie foarte stabil, îi strângem de aici. Fac așa și acum e foarte stabil. Dar eu nu vreau să fac mare chiar acum. Da, închidem. Băi, cam acesta este trepiedul pe care l-am primit ca de Moș Crăciun. Știți că eu filmam pe cărți, pe Biblie, pe tot ce găsăm. Și hai să vă arăt ca și cum ar arăta o cameră de filmă pus pe asta. E o cameră destul de faină. Bun, asta bun, fați-vă cum e dorul, trec pana. Doamne, așa de mașa de mine, cum vrem într-o parte. Ridicăm capul de aici, așa. Și aici vedeți că este o chestie în aia ca pentru a ne arăta cât de drept este trepiedul. Iar când o punem pe masă, ea ne arată cam cum este. Uitați, acum nu-i prea drept. Și trăgând de chestia asta, încercăm să-l poziționăm așa. Iar acum ne spune că este bine. Închidem manetuța. Uite așa. Perfect.
Și bun, ca spunem asta, nu ne chinuim să învârtim așa. Ca să facem asta, tragem din partea asta de aici. Pac, cam așa. Iar modulul sau capul ăsta iese. Și rămâne doar asta. Iar noi ne-a rămas chestia asta, cu un butonaș care habar n-am ce face. Și cu o cheiță aici în spate, de care noi putem trage. Când o lăsăm așa, luăm camera și poziționăm amândouă capte, cum trebuie. Punem aici, așa, tragem cheiță și trebuie să punem cheiapă. Să punem așa. Vezi și învârtim de cheiță și asta o puneți cum vreți voi. Și da, punem aici și înfiletăm. Trebuie poziționat ca lumea. Cred că așa. E greu să faci asta și să mai și filmez. Bun, după ce am pus capul pe cameră, în cazul meu îl voi pune pe selfie stick. Vom veni și îl vom poziționa fix cum este pus aici. Adică tragem de chestia asta, de clăpița aia. Tragem, uitați, dăm drumul. Și gata, asta a fost. Adică, da, uitați-vă voi. Și super stabil, adică n-are nicio problemă și camera asta e veche și foarte, foarte mare. Băi, așa arată trepiedul, deci super, super mare. Uitați. De jos până sus are undeva la un metru. De fapt, are un metru. Vedeți că se ridică și asta de aici. Fac. Și este super, super șmecher, pentru că uitați. Dacă tragem de asta, putem lua cadre super șmecher. Numai că trebuie setat un pic. Camera stă foarte, foarte bine, dreaptă de tot. Băi, cam asta a fost review-ul. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade în care să vă prezint lucrurile pe care eu mi le procur pentru canal, ca să spun așa. Și da, până data viitoare, numai bine. Pa, pa! Rockin' at the bedroom, 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 rockin' at the bedro